S-a început live-urile acum pe YouTube. Cătălin face un live pe... Ia-mi spune, Cătălin, câți ne urmăresc acum? Avem 1600 de oameni și avem vreo 484 de lei donați. Am spus că toți banii îi luăm și... Așa, banii toți îi luăm și donăm. Înseamnă că noi mâini sau poi, mâini mergem aici în... Mergem în sat și donăm toți banii. Și donăm toți banii. Vedem cât îmi oprește YouTube-ul și restul banii îl scoatem. Super. Știți ce îmi place mie? Facem un live acum și pe canalul Evre de Holiday. Termin pe Cătălin să dea răspunsuri extraordinar de decente. Pe cuvânt, deci nu vine să cred. Iată, noi am strâns bagajele și suntem gata să plecăm. Părăsim cabana asta minunată. Într-adevăr, ne-am simțit foarte bine în cabana asta și plecăm acum. Ca să avem lux să punem toată. N-ai mâncat suficient dimineața, da? Da. N-am mâncat suficient, la câte bagaje am. Da. Cât e de frumos pe aici. Super. Băi, trebuie neapărat să mai revenim pe aici, ce zici? Luminiți, mai revenim? Da, mi-ar plăcea mult. E foarte frumos și aici chiar se simte iarna pentru că e ger. Uh-huh. E un frig. De mult n-am simțit așa temperaturi de joase. Uh-huh. Da, chiar e foarte frig. Acum e minus 6 grade. Da. Cătălin, cum ți-a plăcut întâlnirea vloggerilor? Băi, a fost foarte frumos, dar ca de obicei întâlnirile astea sunt ca lumea, dar sunt prea scurte. Da. Și cu siguranță trebuie să facem cumva să ne revedem la anul sau... Neapărat. E obligatoriu. În fiecare ar trebui să avem o întâlnire de genul ăsta de cel puțin 2-3 zile, cred că ne-ar ajuta pe toți. Foarte, da, foarte de acord. Fain ar fi. Nu? De acord, da. Chiar într-adevăr sunt interesant. Ok, pentru cei care sunt puțin mai târziu la petrecere, așa, late to the party, noi acum, când am făcut live-ul, două seri. Da, două seri în urmă. Noi am făcut un live, de-a lungul căruia am strâns niște bani. S-au strâns în total cât? Vreo 1200... Da, 1200, cam așa. 1200 de lei și am spus că, domne, deoarece voi ați donat acești bani, ar fi foarte interesant ca și noi să dăm acești bani mai departe unor persoane care au nevoie sau unor copii. Asta rămâne la atitudinea... latitudinea noastră, să vedem exact cum stau lucrurile. Faza este că eu trebuie să ajung destul de repede în Cluj. Voiam să facem toată treaba asta împreună, să mergem să dăm banii. Așadar am făcut alte chestii. Eu am luat 600 de lei la mine, Costi și Cumieț au 600 de lei la ei. O să dea banii cu o secretă de cuvință, după care cumva o să schimbăm fișierele și la mine în video. În continuare o să vedeți ce au făcut ei cu banii și la ei în video o să vedeți ce am făcut noi cu banii. Pe lângă treaba asta, ei au de făcut un anunț foarte important. Deci dacă nu era mașina asta, și asta nu e reclamă, dacă nu era mașina asta, noi nu apucam să urcăm acolo la cabană. Și în momentul în care am ajuns sus, am aflat de la Costi că mașina este de... De vânzare, din păcate. Chiar îmi pare foarte rău că sunt nevoit să o vând, deoarece următoarea noastră călătorie este cu autorulota, deoarece noi călătorim full-time cu autorulota convertită de mine. Și o să fie o călătorie foarte lungă, o să fie o călătorie tocmai până la Vladivostok și o să trecem prin mai multe țări foarte interesante. Și o să dureze minim un an, dar cred că mai mult, că dacă ajungem în Vladivostok avem posibilitatea să mergem deja și în Japonia, în Coreea, mai multe țări, poate să lungească la 2 ani sau mai mult. Și decât să stea bijuteria asta de mașină acasă să nu facă nimic, am hotărât să o vând totuși. Câteva cuvinte despre mașină. Ce e, motor, chestii de genul ăsta? Kia Sportage 2016, GT Line 4x4, 1.6 turbo benzină, cutia automată dublu ambreiaj, deci și are full complet, are tot ce vrei pe ea. Deci pentru kilometri? Chiar, câți are, știi? Eu nu știu. 55.000 de kilometri. Oh, deci aproape... E aproape nouă, aproape că nouă. Nu prea am umblat cu ea, am umblat foarte puțin. Corect, deci ideea este în modul următor. Dacă sunteți interesați de această mașină, eu o să pun frumos să vedeți, o să fie linkul în descriere, o să fie Instagram, intrați, vorbiți cu Costi și puteți să intrați în posesia Sun Chase Journey Mobilul. Da. Ca să zicem așa. Mi-a făcut plăcere, o extraordinar de mare plăcere să te revedem din nou și sper să mai repete. Sper să mai repete asta, să ne mai vedem în continuare. 100%. Da. Și la anul și să fie o tradiție, cum noi am zis cu Costi, să fie o tradiție asta. Da, îmi place cum sună asta, exact. O tradiție trebuie să o organizăm, într-adevăr. Pe care să o onorăm și cine știe, poate reușim la noastră să facem o nebunie de genul ăsta undeva în afara României, să facem o călătorie, mai mulți ar fi... Super. Păi da. Noi am putea, de exemplu, lăsăm venul undeva unde suntem și să zburăm să undeva. Să ne vedem și să ne întâlnim acolo cu toți. Da, da, ar fi o trebuie variantă. Trebuie să facem treaba asta neapărat. Da. Bine, ții călătorii plăcute și numai bine. Păstrăm legătura. Da. Bine. Ce de voi?
aveți grijă pe unde vă duceți. Noi deja ne-am pornit acasă către Republica Moldova, dar pe drum avem o sarcină foarte importantă, trebuie să donăm 600 de lei. Și dacă sincer nu știu cui am putea dona, voi ce părere aveți? Ia scriți în comentarii, că eu cu siguranță noi o să mai organizăm astfel de campanii. Și vă rog frumos, scriți în comentarii cui ar trebui să donăm noi acești bani. Avem mai multe idei. O idee ar fi să vedem o bătrânică ceva pe drum și să-i donăm ei, să întrebăm două vorbe, de exemplu, să vedem dacă cât de cât e adecvată și dacă e dornică să comunice și să-i dăm 100 sau 200 de lei ei, după care ei să găsim pe altcineva sau, nu știu, m-am gândit să batem la poarta unui om, dar nu știu dacă aș putea să-i deranjez și s-ar uita cam suspect la noi. Sau mai sunt bătrânele care vând pe marginea drumului diferite legume, fructe sau, mă rog, de acasă ceva ce au. Și m-am gândit că și lor ar fi bine să le dau. Deocamdată n-am văzut nimic ceva adecvat, sunt dar tarabe de lagoș, de diferite chestii, așa, care ei sunt într-un fel tot cam comercianți, adică ei permanent vând aici. Eu aș vrea să ajut o bătrânică ceva, un om în vârstă care își scoate producția din casă când, mă rog, nu mai are nevoie de bani. Și la fel Cătălin m-a rugat să donez și niște bani în Republica Moldova, așa că dacă găsim o parte donăm aici în România și o parte în Republica Moldova, acolo o să-i schimb în lei moldovenești deja și o să-i donez. În total s-a donat 1200 de lei și dintre care 950 i-a acumulat Cătălin pe live din donațiile voastre și 250 i-a adunat Everyday Holiday. La fel, ei au făcut un live în seara aia, cred că ați văzut vlogul anterior. Și o sumă destul de bună, 1200 de lei, dintre care Cătălin ar trebui să distribuie 600 și eu 600. O, Doamne, cât de frumos! Ia uite! Putem să vă adresăm ceva întrebări? Da, un interviu social. Putem să vă adresăm ceva întrebări? N-am iertat mic mult. N-am tocromanul. A, nu înțelegeți? Nu înțeleg. Vrem să vă dăm ceva bani pentru dumneavoastră. O să te... De asta un fel de ajutor social pentru dumneavoastră. Ajutor. Ajutor pentru dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Plăceri! O zi frumoasă! Deci am ajuns în satul Cernat. Am intrat un pic în centrul satului să găsim ceva, vreo familie mai nevoiașă, dar am întrebat deja două bătrânele și nu știu limba română. Și am decis totuși la una să o ajutăm. I-am dat primii 100 de lei și a rămas așa șocată, într-adevăr. Nu știa ce să zică, să uita la noi. Nu știa să... O pus bâna pe bani, dar nu știa să iei, să nu iei. Da, a spus mulțumesc, deci. Da, a spus mulțumesc. A știut să spun mulțumesc. Nu știu, probabil trăiesc maghiare aici, nu știu din ce cauză, nu știu limba română. Bună ziua. Putem să vă dăm ceva întrebări? Să vă dăm ceva întrebări în fața camerei, dacă se poate. Se poate? Noi nu suntem de la televiziune, dar suntem de la YouTube. Nu vă... Pur și simplu un interviu social. Nu? Ok, nicio problemă. Am ajuns în Tulnici. Am văzut o bunicuță care abia mergea în cârjă și ne-am gândit că am vrut să o ajutăm și pe ea.
Și până am ajuns-o de urmă, ea a intrat în ogradă, dar totuși a reușit să o întrebăm dacă ne permite să-i adresăm câteva întrebări, să o filmăm. Și a zis că nu ne permite, o mers mai departe, mă rog. Ne-a refuzat mai în scurt. Și nu putem să insistăm în cazurile astea, deci o pierdut 100 de lei. Putem să adresăm ceva întrebări și să vă filmăm un pic? Un fel de interviu social, nu pentru televiziune, pentru YouTube, pentru internet. Putem să vă întrebăm? Puteți, eu mă! Cum vă numiți? Manga Viorica. Eu sunt bine. Costi, bucuros de cunoștință. Și eu, Luminița. Îmi pare bine. Da, și dumneavoastră munciți aici, e casa dumneavoastră? Nu, am venit la cineva și am cerut și eu niște pâini. Aha. Ca să pun la niște pucei. Aha. Asta este viața. Cum vă descurcați? Aveți copii care vă ajută? Am un băiat care e la Focșan, lucrează la un patron. Cu nevastă. Sau ăla mare, am copilul care îl cresc, i-a murit nevasta. Împușcat în Italia. Noastră acum sunteți la pensie, da? Nu, lucrez la primar, la centrală, mai fac curățenie. Dar pensia o primiți, da? Nu am pensie. Dar de ce? N-am făcut-o și am numai 5 ani pe carte de muncă, nu m-am dus, îmi scot ani și lucrez și eu. Păi oricum statul nu vă ajută cu ceva să vă... N-are cu ce să mă ajute, adică cum să vă zic eu, nu m-am dus, întreb să... Bă, dacă pot să fac ceva, pe unde am muncit, că am pus la vaci pe la Tulcea, Brăila, Galați și poate dacă mă duceam, poate că îmi păcea și mie. Dar acum că îți face pensia la 70 de ani. Păi nu știu care ar fi situația. Pare rău de situația dumneavoastră. Noi avem o comunitate pe internet care am colectat niște bani să ajutăm niște oameni ca dumneavoastră. Vrem să vă ajutăm așa un mic ajutor financiar. Poftim, așa un mic ajutor financiar. De căldură, de mâncare. Poate, cum să vă zic eu, sunt datoare cu nu, ceva. Nu, absolut nimic, absolut nimic. Pur și simplu, ăștia nu-s banii noștri, sunt banii abonaților lor. Ei ne-au donat nouă bani ca să donăm la oameni ca dumneavoastră prin internetul nostru, da. Da. Eu vă zic, sărmâna, vă mulțumim din suflet. Zic și boda prostii, asta e. Deci am mai găsit încă o persoană care într-adevăr a avut nevoie de donațiile voastre. Am donat la o bunicuță care într-adevăr avea nevoie de acești bani și a hotărât să nu-i dau doar 100 de lei, i-am dat 300 de lei și ne-a mai rămas doar 200 de lei. Acum restul probabil o să-i dau în Republica Moldova, dacă nu mai vedem ceva așa interesant pe drum. Am venit acum în Republica Moldova, suntem în satul Fârlădani. O să încercăm să căutăm niște case mai sărace, ca să încercăm să ajutăm oamenii care într-adevăr au nevoie. Ne-au mai rămas 200 de lei și o să-i schimbăm în lei moldovenești. Cursul este aproximativ 1 leu românesc la 4 lei moldovenești și o să donăm lei moldovenești, că aici cu lei românești, fără ca să-i schimb, nu poți să-i cheltui. Am venit pe la o margine de sat și aici vedem mai multe căs părăsite deja și putem să încercăm chiar să intrăm la una din ele, numai că să ne asigurăm că sunt oameni acasă, deoarece sunt și multe căs părăsite, mulți plecați pe hotare sau deja decedați și o să încercăm să găsim pe cineva. Putem să vă dăm și vă întrebări. Aici locuiți, da? Da. Cum vă numiți? Ungureanu Viorica. Aha, bucuros. Și trăiți cu familia, cu cineva? Da. Aha. Aveți copii? Am 3 copii.
A, trei copii aveți. Da, da, soț aveți? Da. Aveți și soț, da? Cred că n-auză. Nu, mă întreb, că știți că mai sunt plecați pe hotare sau ceva de genul ăsta. Nu, am o fată, dar e dusă la Franța. Aha, mai înțeles. Mare. Și vă ajută ceva? Vă trimit? Da, nu, încă nu a ghie s-o dus. Aha, dar lucrați ceva? Adică pe acasă sau? Nu, pe acasă, dar... Uh-huh. Bărbatul a fost ieri la curățăr, uh-huh, la un om, dar nu de-a nostru. Aha, am înțeles. A ajutat oameni, adică cu da, ziua, cum s-ar spune. Noi vrem să vă facem un mic ajutor, iată asta, pentru dumneavoastră și copiii dumneavoastră, un mic ajutor că, da, din partea comunității noastre online. Da. Asta e Andreea, dar e și pisici frumos. Așa. Deci copiii. Bună ziua, ăsta e copiii, da? Da. Bună ziua. Și soba, da? Faceți cu la lemn, da? Deci bucătăria într-o fel, faceți mâncare? E ca ușa, nu fac mâncarea, dar e ca ușa. Aha. Da. Vă dorim mult sănătate și vă dorim mult sănătate. Noi facem un mini reportaj despre viața la sat, dacă putem să vă dăm ceva întrebări. Aveți copii? Da. Câți copii aveți? Copii? Șase. Șase copii? Wow, da, să vă trăiască, wow, să vă trăiască mult. Una e căsătorit, una e plecat azi, a plecat în Germania, una e plecat în Portugalia. Vă ajută cu ceva? Ei pentru dânsi lucrez, nu pentru noi. Noi, aha, mă rog, și-am putut, cu și-aia am ajutat să învățați. Uh-huh. Duc mai departe și vadă de viața lor, că aici n-ave, la sat n-ai cu și ajuta cu mai nimic. Soțul, da, primește un salariu de 5.000 de lei, nu-ți ajungi pe eșlanță, îi da, gătești de școală, să cumperi de mâncare, să... Dar soțul dumneavoastră lucrează, da? Da. Dumneavoastră pe acasă, da? Aveți grijă de copii? De grijă de copii, când îi deamul sezonul, primăvara, vara, mai este de lucru, dar deamul iarna e cam greu cu lucru. Da, aveți ceva, un ajutor social, că aveți mulți copii? Nu. Nu? Nu, nu vă dă? Nu. Deja sunt mari sau din ce nu, cauză? Nu, mai am încă doi la școală și una la grădiniță. Aha. Și nu vă dă ajutor social? Nu. Știu că ar trebui pentru mulți copii să... Da, nici nu, nici când a fost așa la intimitele, n-am mai primit. Odată, mă tind când e că deamul cea mai mare fata anul ăsta împlinește 23 de ani, deam cât a fost ele mititele, o dată de la primărie, un ajutor social, o dată, nu știu câte luni, am primit câte 1.000 și ceva de lei. Uh-huh. Dar cu asta cu mulți ani în urmă, dar de atunci, dar la Eșlanț, cum am primit un an jumate, n-am mai primit nici un ajutor, nici nică pentru Eșlanț. Da, rău. Și cam greu de... Noi avem un canal de YouTube și abonații noștri care ne urmăresc ne-au făcut ceva donații ca să dăm și noi la oameni așa care sunt mai nevoiași ca dumneavoastră, de exemplu. Și iată așa, un mic ajutor, 400 de lei. Mulțumim frumos! Să trăiți, să trăiți la mulți ani. Mulțumim. Și... Mulțumim! Mulțumim sănătate! Mulțumim, da, frumos! O zi frumoasă! La revedere! La revedere! Vine ca! Hai, vine ca! Gata, nu mă mai lăi! Într-adevăr, aceste două familii din Frădani au nevoie de ajutor, familii de 3 copii și una de 6 copii și casa cu chiu cu vaiu construită din puteri. Nici nu e finisat-o. Nici nu e finisat-o, lăsat-o așa cât minimum posibil, chiar ați văzut prin casă când am intrat. Minimul posibil, dar totodată era acceptabil de curat, adică nu era mizerie peste tot, era atât cât puteau ei să facă, au făcut. Mai mult chiar nu e posibil, chiar nu pot să-mi imaginez cum pot să trăiască ei în așa condiții, dar asta e. Asta e majoritatea oamenilor de la sat, cam așa trăiesc. Suntem foarte entuziasmați pentru gestul pe care l-am făcut acum împreună cu Cătălin și cu Adi și Alexandra. Ne-a afectat situația nevoiașă a multor oameni din România și Republica Moldova, și dar în schimb ne-a făcut plăcere să putem să-i ajutăm cât de puțin, cât am putut. Mai degrabă voi i-ați ajutat prin intermediul nostru. Mi-a plăcut într-atât de mult că vrem să continuăm și să mai facem vloguri de acest gen și totodată să motivăm și alte persoane să ajute. Că cineva care vede un video mai emoțional la noi pe canal poate să fie inspirat și el
să facă și el la rândul lui donații oamenilor mai nevoiași, să meargă prin sate, să vadă cum trăiesc oamenii de la țară. Și am decis să continuăm. Pentru asta am deschis o pagină de Patreon și un cont PayPal, unde voi puteți să donați și 50% din toată suma acumulată o să meargă către campanii de caritate, iar restul 50% o să investim în vloguri, adică în echipamente foto-video și taxe de intrare la atracțiile turistice. Așa că intrați în link-urile în descriere și ajutați-ne să mai facem astfel de campanii, deoarece chiar într-adevăr am primit o plăcere enormă. Vrem să continuăm cu aceste videouri nu doar în Republica Moldova și România, ci oriunde în lume unde ne-am afla. Deci poate să fie chiar și Italia, Asia, prin vreo țară din Asia, India, mai știu eu pe unde vom merge în continuare, deci acolo o să... De asemenea, așteptăm și sugestiile voastre, cam cum, cui ați dori, care gen de oameni, care tip de oameni ați vrea noi ca să donăm banii, donați la fel de voi. Nu vrem să considerați că acest video este un fel de laudă sau fală sau ceva de genul, pentru că noi am filmat anume aceste momente ca să vedeți că acești bani au fost îndreptați anume în scopurile care le-am avut inițial și să fie și un exemplu și pentru alții.